Salut și bine te-am găsit la o nouă serie. În această serie vom prelua echipa Manchester United de la Erik ten Hag și vom încerca să formăm o echipă de top care să se bată la absolut toate trofeele. Așa că nu uita să apeși acolo pe butonul de like și de subscribe dacă îți place această serie. Pentru început vom rămâne pe dificultatea Legendary, meciurile vor fi de 4 minute, iar Currency o să rămână pe Euro. Salutare prieteni și bine v-am regăsit aici la un nou episod pe canal, un episod din seria noastră de FIFA. Din câte ați văzut și în titlu, astăzi am preluat Manchester United în locul lui Erik ten Hag, care a avut numai failuri și a dus echipa în jos, în afară de acel trofeu câștigat, dacă nu mă șel o cupă. Ar trebui să mergem prima oară la început să facem echipa, să vedem cine rămâne și cine pleacă. Avem un jucător împrumutat la noi pe poziția de lâbă, deși avem destul de mulți deja, deci nu cred că o să joace prea mult, mai ales că aș vrea să-i dau mai multe minute lui Malasia. În primul rând știu că mulți nu o să vreți asta, dar cred că o să-l pun pe transfer list, pe Harry Maguire. Îmi pare rău, dar dacă vrem ca acest rebuild să funcționeze, trebuie să meargă, asta e perspectiva mea. Va pleca și Lindelof, o să mai aducem noi un fundaș central, deoarece nu sunt mulțumit cu aceștia. Mai avem aici doi tinerei pe care văd că nu au potențial, așa că nici măcar nu o să-i împrumutăm. Wan-Bissaka și Dalot vor rămâne la echipă, la fel și Casemiro. Am Rabat, care este împrumutat la noi, s-ar putea să-l cumpărăm asta dacă o să dea randament. Îl avem și pe Scott McTominay, îl avem și aici și pe Mainu, care va pleca în împrumut deoarece nu este în planurile mele pentru acest sezon. La fel și Eriksen va pleca deoarece nu-mi place stilul lui de a juca. Bruno Fernandes va rămâne la această echipă, numai o să-i se ia banderola. Avem aici pe Mason Mount, noua noastră achiziție, care sincer să fiu cu voi încă n-a dat randamentul care ar fi trebuit să dea, dar pentru moment va rămâne și el la echipă. Nu vreau să-l împrumut, nu vreau să fac nimic cu el, să rămână. La fel și Hannibal va pleca în împrumut. Rashford va rămâne la echipă și cred că momentul mult așteptat de toată lumea este Jadon Sancho, care va rămâne la această echipă, băieți. Pentru mine va rămâne la această echipă. Este un jucător polivalent, este un jucător care poate să joace pe ambele părți și care poate să facă diferența, așa că o să rămână în echipa asta. La fel și Garnacho. Pelistri va pleca în împrumut, nu este în planurile mele, la fel și Diallo. Anthony. Aici este marea bubă. Dacă ar fi după mine, l-aș vinde, dar m-am consultat acolo cu secundul meu și au zis hai să-i mai dăm o șansă acest sezon să mai rămână pe la noi. Martial și Hoylund. Martial pe care îl vom pune pe transfer list. Îi expiră contractul, n-a avut cea mai bună perioadă până acum la United și n-am de gând să-l mai țin dacă nu va juca. Avem un buget de 246 de milioane, un buget destul de mare. Să venim aici să facem echipa, să vedem ce poziție vom juca. Un 4-3-3. Păi, asta o să fie poziția în care jucăm, cu Hoylund în vârf. Anthony, Rashford stânga și Sancho dreapta. Sau cred că, hai să punem invers, cred că invers vor juca. O să rămână Dalot titular, Harry Maguire pa, Lindelof pa, nici să nu mai văd, eu de-abia aștept să-i vând. Și pe partea stângă, știu că o să surprindă pe toți, dar o să rămână Shaw momentan și o să vină Malasia de pe bancă din când în când sau poate chiar o să prindă minute și el. Și la mijloc, aici mijlocul care câștigă de multe ori meciurile, o să rămână în felul următor Casemiro, Mason Mount și Bruno Fernandes. Și acum să vedem banca, să vedem cine merită să stea pe bancă și cine nu. Momentan pe bancă o să-l trecem pe Garnacho în locul lui Martial, care sper eu că va pleca. O să-l punem pe McTominay în locul lui Eriksen. Mainu, care va pleca și el într-un împrumut, și îl punem pe Amrabat. Și momentan îl vom scoate pe Reguilon din lot, asta până cel puțin până când ne pleacă Maguire. Eu zic că pentru această echipă ar trebui să mai aducem ceva jucători de viitor. În primul rând un fundaș dreapta. Nu sunt mulțumit nici cu Dalot, nici cu Wan-Bissaka. Mi se pare că acolo și suferim cel mai mult. Așa că o să mergem noi la roluri prima oară. Vreau să iau banderola de pe mâna lui Bruno Fernandes, care tot timpul e doar cu mâinile pe sus și tot timpul se plânge și așa. Și o să punem pe Casemiro, fiindcă mi se pare că el e cel care merită în momentul de față să fie capitan. El e cel care face diferența de multe ori. Și cam asta este echipa, băieți. O să mai zic încă o dată, Rashford stânga, Hoylund dreapta, Sancho dreapta, Rashford stânga, Hoylund în față și el Sancho dreapta, Mason, Bruno Fernandes și Casemiro la mijloc, apoi Luke Shaw, Martinez, Varane și Dalot. Și cu Onana în poartă, care va primi șansa să ne arate că poate și el ceva. Hai să vedem și ce ne-a adus Academia, că nu m-am uitat. Și să vedem pe cine avem noi. Dacă avem ceva tânăr cu potențial, nu? Avem pe acest Oscar Walsh, care o să rămână momentan, o să-i schimbăm noi un pic stilul de joc. Cred că o să fie și singurul care o să rămână în această echipă, restul o să zboare. Hai să simulăm, băieți, până la primul meci. Au venit, băieți, două oferte, din câte vedeți aici, bine, au fost patru, dar m-a și refuzat din ele. Una este pentru portarul nostru, care va pleca în împrumut, și una pentru Eriksen de 21 de milioane.
având în vedere vârsta lui și faptul că avem oricum un buget mărit, am să accept direct oferta, nu sunt interesat de nimic altceva. Mai avem aici o ofertă pentru Lindelof de 17 milioane, pe care o vom negocia, fiindcă nu vreau să plece chiar așa pe bandă. Luăm măcar 20 de milioane de pe Lindelof. Perfect. Asta e tot ce voiam să aud. 20 de milioane pe Lindelof. Avem aici tinerii noștri care vor pleca în împrumut și un transfer pentru Garnacho, care nu va pleca. O ofertă pentru Martial de 19 milioane, pe care o vom accepta direct să plece direct la Crystal Palace. Ar trebui să mă interesez să mai aduc totuși un atacant, un vârf. Opa, deci a plecat Eriksen. Deci Eriksen s-a dus la Manchester City pentru suma de 21 de milioane. Wow. A plecat și Lindelof la Aston Villa pentru 20 de milioane. A plecat și Martial băieți pentru 19 milioane. A s-a dus încă unul și acum cred că e momentul în care ar trebui să aducem un atacant și un fundaș central. Să mă uit un pic peste obiective, că acum am realizat că n-am făcut-o la început. Și în 3 jucători sub 20 de ani cu potențial, ok, bun, asta o să o facem. Asta pe două sezoane nu mă interesează. Deci trebuie să câștigăm mai multe meciuri acasă. Semifinala Champions League, terminăm pe loc de Champions League, să câștigăm FA Cup-ul. Ok, hai, păi, să noi îi rupem, o să rupem sezonul ăsta, o să vedeți. Și băieți, o să acceptăm oferta lui Real Betis pentru Harry Maguire. Se duc în La Liga să joace acolo. Și băieți, m-am uitat aici niște atacanți. L-am avea pe acest atacant cu potențial 18 ani german. O să-l aducem la noi la echipă. Vreau așa să fie împrumutat timp de un an, să fie acolo ca și backup striker. Măcar până în iarnă. Măcar până în iarnă când mă mai hotărăsc, nu vreau să mă arunc așa pe transferul. Di Lorenzo, sincer, cred că este un jucător care va face diferența la noi la echipă. Aș vrea, dacă se poate, să-l dăm pe Wan-Bissaka sau pe Dalot. Hai să-l dăm pe Wan-Bissaka și să mai oferim 30 de milioane. Dacă vor așa. Perfect! Nici nu cred că se putea mai bine. O să dau un delegate, nu mai stăm să discutăm cu el. Mamă, o mai venit două oferte pentru Maguire sau? Ah, nu, aici. Deci Tottenham, Betis și Athletic Bilbao se bat pentru tânărul nostru jucător. Și pleacă și Harry Maguire. Transferul cred că mult așteptat de foarte mulți fani Manchester United aici. În sfârșit s-a dus, a plecat și Pelistri în împrumut. Cred că Maguire aici ne-a luat o povară de pe spate. În sfârșit putem să avem și noi o apărare mai solidă un pic, mai acolo, mai prezentă. Scopul meu personal ar fi să luăm foarte puține goluri în acest sezon. Asta e ce mi-am propus eu. A venit și tânărul nostru atacant în împrumut aici. Va accepta toate ofertele, ceea ce e perfect. Acceptăm și oferta lui Di Lorenzo. Pleacă Wan-Bissaka, vine Di Lorenzo aici la noi la echipă. Noua noastră achiziție pe poziția de fundaș dreapta. Avem o ofertă pentru Anthony de la Chelsea. Niciodată. La câți bani am pierdut cu Anthony? Trebuie să recuperăm măcar sezonul ăsta. Dacă nu joacă bine, îl vând 100% până în iarnă. Dacă nu joacă bine până în iarnă, l-am vândut. Oh, au mai venit 3 oferte de la Barcelona și de la Liverpool pentru Luke Shaw. Jucătorul nostru e tare dorit. Mai avem o ofertă pentru Bruno Fernandes de la PSG, care va fi refuzată deoarece Bruno Fernandes încă face parte din proiectul meu. Cel puțin pentru moment. S-ar putea la iarnă să avem anumite surprize. Nu știu ce să zic. O să rămână de văzut. Hai să mai aruncăm o privire pe lotul nostru înainte să intrăm în primul meci, fiindcă cam ăsta va rămâne. O să că să mai facem 2-3 schimbări, dar în sine cam ăsta-i. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Și a început, băieți, primul nostru meci pe banca lui Manchester United. Știți deja titularii, vi-am mai zis și înainte, e cam aceeași, o să rămână momentan. Am zis că poate începem totuși cu un pic de posesie. Nu vreau să pierdem mingea, nu vreau noi să... Da, exact ce am zis, Di Lorenzo e pe alt vibe, el nu-i cu noi aici. O, dar na, cu o primă paradă, hai că am început bine, e clar. O să dea mingea la fix. Pentru Hoylund, cred că e offside, oricum ratare Hoylund, fim acolo peste ei, nu știu, mai ales că jucăm cu Wolverhampton, nu-i cine știe ce echipă, adică joacă bine de obicei, dar totuși nu cât să ne speriem, n-ar trebui să fie cu mult peste noi. Sancho, exact ce am zis, băieți, acolo la minge, pentru Hoylund, a fost și fault acolo cumva. Bine, arbitrajul ăsta din Premier League nici nu mai știu de multe ori. E greu cu Hoylund, că totuși parcă nu-l văd totuși pregătit. Dar am adus măcar pe acel tânăr atacant, care să-i mai facă un pic de concurență pe acolo. L-am adus pe acel tânăr atacant să-i facă un pic de concurență, să aibă acolo, să fie pe fază. Oricum poate să ia locul, că până la nu e așa mare diferență între ei doi. Acolo cu alunecare, bravo, Lisandro Martinez. Casemiro acolo. Se impune. Cu Sancho. Dă-i drumul la Brunito. Dă-i, Bruno. Mamă, ce prost și-a făcut-o. Uite, Di Lorenzo a plecat de pe post. Noroc cu Rafa Varane. A
Ok, cu recuperarea acolo putem da drumul la un contraatac? Oare? Mason Mount? Acolo pentru Rashford? Hai, Rashford. Dă-i drumul, fă-ți Zamblaua. Pentru Sancho! Ma! L-a căutat pe Sancho! Rashford cred că e un pic supărat totuși că l-am scos pe Bruno capitan și l-am pus fix pe Casemiro și nu pe el. Cred că ai ce l-ar putea deranja. Totuși și el de atâția ani la echipă. Jucătorii noștri sunt destul de morți la pauză și sincer o să fac ceva ce poate pe mulți o să vă uimească, dar o să iasă Hoylund. O să iasă Hoylund, nu mi-a plăcut deloc, n-a jucat deloc bine și nu cred că momentan mai are rost să-l mai țin în teren. Și o să joace și Malasia. Doar niște schimbări la pauză, nu-i nimic foarte wow, nu neapărat că au jucat prost în afară de Hoylund, care nu mi-a plăcut deloc. Vreau să-i văd și pe ceilalți, mai ales că mi se pare că e un meci pe care îl vom câștiga, nu n-am schimbat foarte mult în defensivă. Na, Bruno se bagă peste... Opa! Ce încearcă de aici? What? Fault! Na, e na băieți, exact ce v-am zis. Ia vedem aici o lovitură de la Brunito. În plasa laterală, băieți. Ok, vedeți că acest jucător e în față, e acolo, e prezent. O, Nana acolo prezent, băieți, a scăzut că are un sezon mai prost, uite că nu. O, Nana. Ui, sunt ăștia peste noi, băieți, minutul 60, hai să mai facem totuși niște schimbări. Hai să schimbăm ambele benzi, hai să schimbăm tot în atac. Și mai avem o schimbare și aia o să fie să Brunito și o să intre Amrabat și o să-l urc pe Casemiro. Uite, bă, ce șut, bă! Onana ăsta ne-a salvat tot meciul. Încă fac și ei acum niște ceva schimbări. Hai mă, cu recuperare acolo și să pornim pe contraatac. Ăla-i, hai. Na, tot, deci tot la ei, bă. Bă, băiatule, bă. Gol. Ah, ce minut, minutul 90. În ultimul minut, Wolverhampton dă gol. Eu zic, băieți, să mergem la interviu că e jale. Hai la interviu. Ah, bună ziua, bună ziua. Bună seara, cum vi se pare echipa în momentul de față? Na, cum să mi se pară? E o echipă la care în momentul de față e haos. Ce ați văzut pe teren e total normal. Numai ce s-a schimbat conducerea. S-a schimbat antrenorul, jucătorii au plecat, trebuie să mai vină jucătorii. A plecat a plecat Harry Maguire, care era capitanul nostru. Ce putem face? Asta e situația în momentul de față. A fost un prim meci totuși destul de bun, jucătorii au fost implicați, au pus trup și suflet. Primul meci al lui Casemiro ca și capitan. Următoarea întrebare, vă rog. Și ce părere aveți despre situația lui Mason Mount? Da, Mason a fost totuși un jucător nou aici. Până acum a jucat la Chelsea, este juniorul lor, l-am adus aici la noi. Eu țin să am încredere în el, cred că poate să facă multe chestii, am văzut că a recuperat foarte mici, deci poate pe viitor va evolua într-un nou rol. Cine știe? Cum vi se pare că au intrat cei de pe bancă? Da, cei de care au venit de pe bancă. Mă așteptam totuși să facă diferența, mă așteptam să fie mai implicați, dacă tot le tot dau oportunitatea asta. Malasia a intrat la pauză, la fel și tânărul atacant, adus din Germania. A avut o bară, cine știe, poate va lua locul lui Hoylund cândva, dar să vedem, momentan e concurență, la vedem. Mulțumim frumos, o seară plăcută. Da, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, seara plăcută.